Trăiește și ia aminte, de Valentin Rasputin. Traducere de Nicolae Gane. Dramatizare radiofonică de Iuliana Grumeza. Năsneona, taci, eu sunt, taci. Tu ești Andrei, Dumnezeule, de unde ai apărut? De acolo, taci, ai spus cumva că sunt aici. Nimeni, nici eu n-am știut. M-au căutat? De unul s-a venit milițianul din Carta, a vorbit cu tata. Mama și tata bănuiesc ceva? Tata crede că un străin i-a luat securea. Da, deci tu ai ghicit, va să zică. Pâinea tu ai adus-o și ai dus-o aici, în raftul din tinda băii. Eu? Uite că ne revedem, Năsneona. N-ar fi trebuit să dau ochii cu tine și nici cu nimeni altul aici. Dar așa singur. N-aș putea să o scot la capăt și să ies teafăr din iarnă. M-ai ispitit cu pâinea pe care mi-ai lăsat-o. Astiona, înțelegi cel puțin cum și mai ales de ce am apărut eu aici? Înțeleg, Andrei. Și ce zici? Nu știu ce să zic, Andrei. Nu mă întreba. Uite ce vreau să spun, Astiona, din capul locului. Niciun câine nu trebuie să afle că sunt aici. Dacă scape o vorbă, te omor! Te omor că nu mai am ce pierde, Năsneona, să-ți intre bine în cap. Te găsesc oriunde te-ai duce. Am o mână oțelită acum, nu va da greș. Dumnezeule mare, ce tot vorbești? Nu vreau să te sperii. Nu vreau să te sperii, Năsneona, dar ține minte ce ți-am spus. Nu mai repet. De aici n-am încotro să mă duc deocamdată. Va trebui să mă ajuiesc într-un loc ascuns, dincolo de angară, ca să fiu în preajma ta. De aceea m-am și tras încoace. Nu la părinți, la tine, Năsneona. Și nimeni, nici tata, nici mama nu trebuie să o știe. Oricine ar întreba, n-am fost pe aici și nu sunt aici. Am dispărut și gata. Iar dacă nu vrei să-ți mânjești mâinile cu treaba asta, spune-o fără ocol. De ce mă chinuiești, Andrei? Îmi vorbești așa de parcă nu ți-aș fi nevastă. Lasă. Cu ce ți-am greșit? Năsneona, lasă. Gata, Năsneona, gata. Lasă. Spune-mi, Năsneona, voi aici, cum ați dus-o? Te așteptam mereu să te întorci. E, uite că m-am întors. Și ce întoarcere? S-a întors eroul de la război. Bucură-te, nevastă, ai cu ce să te fărești. Hai, poftește și muzafiri. Andrei, poate vrei să te îmbăiezi. A, că bine zici, Năsneona, ar fi grozav. Am dovedit eu că pentru mine ai făcut focul la baie, nu-i așa? Nici nu mai țin minte de când nu m-am îmbăiat. Să fi răcit apa, te pomenești. Merge să știi, Năsneona, că singur nu o să pot să mă spăl cum trebuie. Hai, ai vino să mă ajuți, ai vino. Hai. Trebuie să-ți aduc un schimb de rufe. Dă-le încolo de rufe. Îți spune o dată ce anume o să-mi trebuiască în primul rând. Năsneona, mâine odihnește-te, trage un pui de somn bun, iar poi mâine mi-aduci pușca ca să mă apăr de fiare. Spune-mi, în stare bună? Așa cum ai lăsat-o. Asta negreșit. Apoi mi-aduci chibricul, sare, un vas acolo pentru gătit. Știi tu cam ce mi-ar prinde bine, ceva praf de pușcă de la tata și ce mai trebuie pentru cartușe, dar vezi. Vezi, nu cumva să bage de seamă. Și ce îi spune Andrei când o vedea că lipsește pușca? Nu știu, Năsneona. Spune ce crezi. Te descurci tu. E, n-are să te omoare pentru asta. Va trebui deocamdată să-mi aduci și ceva de aleguri.
Dacă n-aduci pușca, îmi fac eu rost de carne, dar pâine n-am de unde. Iar poi mine tot așa să vii mai pe noptat. Ziua să nu pornești ca să nu prindă careva de veste. Când umbli, fii cu ochii în patru. Eh, gata. Am stat destul la căldurică, ne-a scâna, e timpul să plec. Dar unde te duci, Andrei? La frățele meu, lupul cel sur. Unde? Unde s-o nimerii? Tu să mă aștepți aici, ca să ne înțelegem ce facem de acum colo. Te bucuri cât de cât că m-am întors de afară? Mă bucur. N-ai uitat, va să zică, cine sunt eu pentru tine? Nu. Cine? Omul meu. Așa, omul tău. E, acum trebuie să plec. Așadar, nu uita, pui mine. Ai grijă, Naționa, ai grijă. N-am să uit, Andrei. Cât te-ai înscris, Naționa? Cu 2000, tată! Cât? 2000! Ce vorbești, fată? Ți arde de șagă? Nici o șagă. Naționa, ai căpiat? Sau poate ai pe undeva ascunse aste 2000? Atunci unde ți-a fost capul? Cum faci rost de atâta bănet? Vrei cumva să ne scoți pe mine și pe Timionovna la mezat? Păi pe noi nu dă nimeni nicio parachioară, nu ne ia nici pe degeaba. Au spus că e pentru ultima dată, tată, a? Pentru victorie. Ce spune Naționa? Zice că am ajuns prea bogați. Am adunat atâta bănet că nici n-avem unde să-l ținem. Nu fi îngrijorat. Găsesc eu o cale să fac rost de banii ăștia. Nestor Ilici, cine-l duce mâine pe tovarășul împuternicit la Carta? Tovarășul împuternicit, auzi? Fruntașa noastră de azi, Naționa, se arată doritoare să facă mâine o plimbare cu dumneata până la Carta. Ce zici, te învoiești? Care bărbat nu s-ar învoi? Nici n-aș fi visat așa însoțitoare. Vezi să-i dai drumul, pormă să întoarcă. Naționa, să nu zăbovești prea mult, că și așa nu prea avem aici mână de lucru, auzi? Am să mă întorc cât pot de repede. Așa, așa. Așadar, mâine plec la Carta. Trebuie să-i spun lui aici, dar voi face mâine dimineață, pentru azi îi ajunge și hapul cu 2000. Doamne, ce viață mă așteaptă de aici încolo. Aseară la baie, Andrei mi s-a părut cu totul altfel. Nu mai tresărea la orice sună de afară, ci ședea tăcut, pierdut. De mila lui, așa cum arăta, cu greu m-am stăpânit să nu izbucnesc în hohote de plâns. Plecare mi-a mărturisit taina lui. Când prinzi un răgaz, să dai fuga la mine la Andreevskoiela de postul de jos. Să vii, Naționa. Te voi aștepta. Dar să nu te simtă nici câinii. Fată dragă, pe la prăvăria vânătorilor de nau, cumva praf de pușcă și alice. Da. N-am mai tras eu de multișor, dar nu strică să avem ceva rezervă. Uh-huh. Mai știi, la primăvară s-ar putea să nimerească în grădină vreo căprioară. Te întorci acasă tot azi să te așteptăm, ori nu? Știu eu cum mă dovedi cu târguierile, tată. Nu-i sprăvești azi, vii mâine.
Cum de nu ți-a trecut prin cap ieri să o ștergi undeva de dimineață? Nu mi-ai fi atârnat de gât aceste două miare, hă? Ce e glumă? Hă? Taci, Nastionai. Mai bine tăceai din gură ieri. Hă? În sfârșit, dă-i de drumul. Domnul, stai de pază și nu uita să treci pe la sfat, poate că au ceva vești despre Andrei. Mm-hmm. Treci și pe la poștă, o fi zăcând pe acolo vreo scrisoare sau o hârtie oficială. Rup tu capul, n-aș fi plecat singură cu străini. Unde s-a mai pomenit așa ceva? Și încă în vremurile astea, o, Doamne, sunt gata să se atârni de gâtul primului venit. Se știe doar că nu se alerge el pe jos tot drumul în urma șanie. Și așa se alătă de tânța. Ia mai las-o, Simeonov, ne-a cunoscut cerile tale. Stai acolo, după sopă, și vezi-ți de boleșnița ta. Nu mai tâncă nici ce nu se cade. Ți-ai găsit pentru cine să-ți fii tămă. Hai, du-te, bata, du-te. Du-te la șezătoare, femeie. Mai stai de vorbă, mai râs cu ele și să tot stai cu noi, bătrânii, să ți se acrască sufletul. Unde omenie, socrul meu. Se pare însă că voi strica și cu el buna înțelegere în curând. Va băga el de seamă într-o zi că lipsește pușca, apoi că lipsește una, alta. Ce să răspund? Nici o vorbă. Alerg la tine în miez de noapte, crezând că ai să te bucuri, iar tu, după cum văd, e mai bine să plec de aici chiar acum. Nu! Nu te las. Nu te las să pleci. Îți închipui cumva că nu sunt bucuros de venirea ta? Sunt foarte bucuros. Și încă ce bucuros! Numai că bucuria mea, Nastiona, o vezi și tu cum e. Ea are nevoie să știe dacă e dorită sau nu. Trebuie să se arate sau nu? Dumnezeule, cum poți vorbi astfel? Doar nu sunt o străină. 4 ani am trăit, cu tine e puțin lucru. De fapt, de astăzi te văd cum arăți cu adevărat. Ești nostim cu barba asta. În ce fel nostim? Păi, cum să spun? Parcă ai fi un strigoi pădureat. La baie mi se năzărea tot timpul că nu ești tu. Ce un duh al pădurii. Și mă gândeam, m-am păstrat atâta vreme pentru omul meu și acum încurc cu necuratul. Și cum a fost cu necuratul? He, nimic de zis. Da, cu omul meu e mai bine. Poțumanu, poțumanu. Ia să-mi aduci data viitoare briciu. Pentru ce? Ca să dau jos flocăraia asta de pe obraz, ca să mai semăn cu un strigoi. Ba nu, mai bine nu mai rad să rămân așa, ca să nu mai semăn cu mine însumi. Mai bine să fiu luat drept strigoi. Ai, săracană de mine, am uitat să hrănesc bărbatul. Am venit aici la trâncanare. Tu asta de mine. Ce înseamnă când muiera n-are frică de bătare? Vrei să zici că nu te-a mai scărmânat nimeni? Ei, și? Ce-i cu asta?
Te pomenești că ți-ar de așa ceva. Așa, să zicem atunci altfel. Că n-a fost cine să mă povățuiască, na. Da, uite, ar trebui să punem de ceai. Păi pune, ce aștepți? Stai ca o futurugă. Te pomenești că n-ai apă în casă. Ba! Ai noștri mă știu la Carda. Și când încolo eu am ajuns aici, la tine. Dar știți... Ei, din ochii mei, nu te apropia. Cine sunt, nu vei afla. Cum ai spus? Ei, din ochii mei, nu te apropia. Cine sunt, nu vei afla. Iată, uite. Iată, uite, nastră. Cine sunt, nu vei afla. Mai încet, Andrei. Mai încet. Nu, Zori, nu-i nevoie. Atâta timp dragostea mea se ține fără hrană. A trăit ca o murțoacă înfometat. Să nu o batem. Nu obiciui. Nastiona. Nastiona. Rănit. Arată-mi unde ai fost rănit. Rănit? Uite aici. Sărmanu, au vrut să te omoare. Dar s-a vindecat? Nu mai doare? Acum e mai bine. Doar când se schimbă timpul înainte, să înceapă să vremească, simt un fel de strânsoare așa dureroasă, care nu m-am obișnuit încă, Nastiona. Atâta timp am rezistat și am luptat, nu glumă. Să știi că nu m-am fofilat. Uite că m-a apucat așa deodată. M-a prins. M-am vârtejit. Fără a mă lăsa să mă dumiresc. De acolo, de pe front, n-aș fi fugit, n-aștiu, n-înțelegi? Nici prin gând nu-mi trecea să nu mă mai întorc. Pe urmă mi-am dat seama ce mă așteaptă acolo. Moarte sigură. Mai bine să mor aici. Când se termină războiul, poate te iartă, Andrei. No, Nastiona. Așa ceva nu se iartă. Pentru așa ceva, dacă ar fi cu putință, după ce te-au executat odată, te-ar mai ridica din nou să te mai împuști odată. De trei ori. Ca să ia aminte toți ceilalți. Soarta mea e lămurită și n-are niciun rost să nu țin vreo nădejde în privința asta. De mergeam încoace și mă gândeam, vin... O văd pe Nastiona, îi cer iertare pentru că i-am stricat viața, pentru că i-am făcut zile fripte fără nicio pricină și m-am grozăvit când puteam trăi omenește. Și într-adevăr, Nastiona, ce ne lipsea? Tineri, sănătoși, potriviți cât se poate de bine, parcă eram făcuți unul pentru altul, Nastiona. Eu trebuia să fac musai pe nebunul, da, ca să-mi dovedesc autoritatea mea de soț. Ce dobitoc. Tot mi se părea că am timp destul înainte și pentru un trai bun și pentru dragoste. Și uite cu ce m-am ales. Da, ca să am răga să stau cu tine, uite așa, că acum nu mai făcusem vreo speranță. N-aș mai fi cutezat, Nastiona. Și acum mă întreb nedumerit, pentru ce oare mi-a fost dat totuși să am parte de acest noroc nesperat? Chiar și numai pentru asta, Nastiona. Pentru acest crâmpei de fericire de-ar fi să mai trăiesc pe apucate și tot ar trebui să te port în brațe. Hei, lasă. Da. Am început, lasă-mă să termin. S-ar putea să nu mai avem acest prilej niciodată. Andrei. Am ajuns aici și mi-am zis, numai pentru un timp, cât mai scurt, până capăt iertarea. Și mi-au rămas bun. Dar acum văd că mă trage inima să o mai lungesc până la vară. Să văd cum va fi această ultimă vară mea. Unde mai pui? Că și tu m-ai învăluit astăzi cu atâta căldură, Nastiona. Dacă nu-ți cer prea mult, Nastiona, mai rabdă și aceste câteva luni. Nu te trăda. Apoi vine sorocul și am să dispar. Când ai să vrei,
Când o să-ți fie milă de mine, vino. Iar eu am să înalt rugăciuni ca să fii. Auzi, Nastiona, tu să nu spui nimănui. Niciodată. Nici acum, nici după aceea. Niciodată să nu mă trădezi că am fost pe aici. Ce tot vorbești, Andrei? Ce e cu tine? Nu vreau să te sperii, Nastiona. Pentru mine tu ești ca o lumină într-o fereastră. Ești singura care știe adevărul despre mine. Ceilalți gândească ce vor. Sunt sigur că ai să înțelegi bine tâlcul spuselor mele. Mă înspăimânt când te aud vorbind așa. Să nu-ți fie frică, să nu-ți fie frică. Nu pe tine te sperii, ci pe mine însumi. Alături de tine m-au răzbit slăbiciunile. Hai, toarnă ceaiul. Acum, Nastiona, vorbește tu. Ce să spun? Ce mai face mama? Umblă? Dulnea nu se mai dă jos de pe cuptor. Și tata? Tot la grajd lucrează? Tot. Mm-hmm. Obosește însă repede. Am făcut și eu alaltă ieri o trăznaie de la năucit. Ce trăznaie? Se făcea un scrier la împrumut. În prostia mea am strigat 2000. Dar cum și de unde nu m-am gândit? El nu se așteptă la așa ceva. Deocamdată să ai grijă de bătrânul părăsi. Mama nu mai duce mult. Trebuie cumva îngrijiți. Feriți! Și ce o să fie mai departe, Andrei? Ei tot te așteaptă. Se termină războiul, ce vor crede? Toată speranța lor e în tine. Speranță? N-au nicio speranță. Asta e tot. Cât privește întrebarea unde mă aflu eu, e află că la noi la spital zăceau un capitan. L-au doftoricit, apoi i-au înmânat actele, tot așa, ca să se întoarcă la unitate. A doua zi actele lui au fost găsite într-o cutie de scrisori, cât despre capitan, e al de unde nu-i. Nici Dumnezeu nu știe unde o fi și ce-i cu el. Și crezi că e singurul caz? Mii de oameni nu pot fi găsiți. Mii! Uite, la fel și cu mine. Sunt? Nu sunt. Sunt? Nu sunt. Bătrânii mei n-au zile multe de așteptat. Ne vom întâlni acolo și vom sta de vorbă. Poate că acolo nu există războaie. Iar aici și cel neputincios și cel puternic n-au decât o singură speranță. Fiecare să se bizuie pe el însuși, pe nimeni altul. Cine ar putea să spună cum e mai bine? Să știi precis că fiul tău, ori bărbatul tău, zace ucis? Sau să nu știi nimic? Și o soție? O soție? O soție, firește, trebuie să știe, ca să-și tocmească viața mai departe. Aici totul e limpede și lesne de înțeles. Nu ți-a fost dat să supraviețuiești? Las-o pe ea să-și trăiască viața. Andrei! Nu, nu împiedica. Dar pentru o mamă, câte din aceste mame nu se vor învoi să se împace cu asemenea neștiință, să trăiască cu ochii legați? Chiar dacă primește o științare oficială, tot nu-i vine să creadă. Chiar dacă îi se spune și locul unde e îngropat, nu-i de ajuns ca ea să creadă cu adevărat. Atunci de ce? Și pentru bătrânii mei să nu licărească o asemenea flăcăruie. De vreme ce eu nu pot să le ofer nimic altceva. Hai să lăsăm. Ajunge despre asta. Hai să bem ceai. Nastiona, curând va trebui să pleci. Sau poate mai rămâi. Cum aș putea să rămân? Mai vii? Acum cunosc bine drumul. Nastiona, dacă nu te va îndemna inima,
Nu veni. Eu rezist. Uite ziua de azi. Nu va ține de urât mult timp de aici încolo. Hai de mine, era să uit. Ți-am adus ceva muniție. Da. Cât pe ce să le car înapoi? Jumătate îți oprești tu, iar restul e pentru tata. A cerut să-i fac rost. Mi-ajunge și jumătate. Uite, acum nu mai mi-e frică nici de dracu. Nastiona, ești grozavă, Nastiona! Nastiona! Să știi că cu așa nevastă s-ar cuveni ca omul să trăiască în văzul lumii, nu să se ascundă prin bărlocuri. Să vii mai des. Păi aș veni eu zilnic dacă ar fi după vrerea mea, da. Și ce te împiedică? Era să uit, Nastionca. Ce? Ia ține. Ce aici? Ce minunăție. Ial. Hai, ial. Ăsta e un ceas. Eu n-am ce să fac cu el. Ia ție, îți va fi de mare folos. Uite, dacă vrei să-l vinzi, poți să-l vinzi, dar să nu te lași păcălită, că e un ceas elvețian. L-am scos chiar eu, de pe mâna unui ofițer german. Doamne, dar după că ți-e frică să-l iei în mână? Păi e alt altceva, tot n-am ce să-ți dau. Hai, să mai vină, Stiona. Am să te aștept. Să mai vii. Am să vin, Andrei. Am să te aștept, Stiona. Despre Andrei. Mai bine ți-ai duce tu singur. Ea nu știe nici să întrebe ca lumea. Ce să-l mai întrebi? Dacă știe ceva, spune-i. Faceți cum știți. Andrei a dispărut? Da. A zăcutrămit la spital. Apoi l-au trimis înapoi pe front. De atunci nicio veste. Nu știu ce să spun. Lasă Nastiona că se întoarce el. Cât se pare, a dispărut cu adevărat? Au venit aici să cerceteze. Nicăieri nu-l găsesc trecut în evidență. Ei, Inocentie, o fi pus mâna pe el în drum vreo altă unitate. Se întâmplă cazuri de-astea câte vrei și scrisorile nu ajung toate la destinație, nu? Maxim! Cum ai fost rănit? Nici eu nu știu, Natca. Știu doar că la spital au vrut să-mi taie brațul, dar nu m-am învoit. Dacă ar fi fost vorba de cel stâng, treacă meargă, dar așa, chiar brațul drept? Da, așa cum e. Poți să-l dai deoparte? Cum deoparte, Natca? Păi de ce are? Păi nu o să te încurce noaptea? Păi nu, că dacă încurcă, Liza mi-l retează! Nu tot ce-ți vine pe limbă, Natca, se poate vorbi în fața lumii, așa... Omul s-a întors de pe front, abia a apucat să pășească pragul casei sale, iar tu nu-i dai pace și vorbești cu subînțelesuri. Care subînțelesuri? Nu. Vasileso! Crezi cumva că n-are altceva mai bun de făcut decât să asculte toată noaptea trâncăneala noastră, iar pe Liza să uite de tot, nu? Că doar la braț e bătămat. Toate celelalte...
Are de fere, știu eu. Ți-e frică de mine, Vasilisa? Nu mai pot, da? Ți-e frică? Păi să-ți fie! Cum se întoarce Gavrila al tău, îl și în hăț! Nu! Păi sunt mai tânără, Vasilisa, decât tine! Nu te pot măsura cu mine! Auzi, Nasca! În privința lui Gavrila, să știi că eu sunt foarte liniștită! Ia auzi! Păi da! Și mă rog, de ce ești așa liniștită, Vasilisa? E sfânt eu. Cumva? Sfânt, nesfânt! Dar cu tine nu-și va pierde el timpul, să știi. Ce nevoie are să schimbe o pasăre bună pe o călăgăță zbârlită? Ia te uită! Ce potrivire a găsit dumneai. Păi să zicem că eu sunt caragaț, așa cu din aia, cu zburlită. Așa, așa. Dar tu ce pasăre grozavă mi-ești, Vasilisa? Oi fi. Nu cumva din alea... Zi, mă, pe nume. Zboară neagră tuciurie și numai o vorbă știe. Eu zic să te lași pe gubașe, Natca. Pe Vasilisa n-ai cum s-o surbi. Zidirea ei stă pe temelia adânci. Cui trimite colete Gavrile de pe front? Ei, nu ție. Vreo 5 ai primit anul ăsta, Vasilisa, nu așa? Sau mai multe? Nu știu, că n-am numărat. Păi nici nu le-a desfăcut. Le ține loc de taburete. Auzi, ce treabă ai tu, Natca, să știi cum le țin eu? A? Ascultă, Liza, câte colete ai primit de la ostașul tău? Păi n-am primit niciun colet. Eu una, dacă eram în locul tău, nici nu-l lăsam să-mi calce pragul. Păi cum așa? Și tu, Liza, ca pasărea aia prăpădită, nu înțelegi cum vine treaba asta. Ba te mai și bucuri încă. Așa o fi, dar să știi că eu n-am nevoie de niciun fel de colet. Uite, chiar azi am zis să punem la bătaie văcuța. Tata e aici de față, nu m-ar lăsa să mint. Cu ajutorul celui de sus ne chivernisim cumva, numai să fim împreună. Uite, de una singură m-aș prăpădi de mâhnire. Ori mi-aș face seama. Te-ai prăpădi, Liza? Da, m-aș prăpădi. Ori ți-ai face seama? Așa e. Ah, Liza, de ce te prefaci? Va să zic că eu... Și uite, Caterina, da. Vera, Capitolina, noi toate trebuie să ne facem seama. Crezi cumva că tu ți-ai iubit și ți-ai așteptat omul mai mult decât noi celelalte? Crezi cumva că noi ne-am pierdut soții fiindcă așa am vrut noi? N-ai fost în pielea noastră. De aceea nu se cuvine să vorbești așa. Eu una n-aș fi stat mult pe gânduri să-mi curm zilele. Da, cui să las copiii? Că de la el atât a rămas pe lumea asta. Uf, Liza, tu nu știi cum e când totul în piept ți-a fost pârjolit, prefăcut în tăciuni. N-are ce să mai doară. Dar ce e ars pe jariștea din lăuntru, tot se surpă și se surpă. Tu ai să-ți duci viața de acum încolo ca nevastă, îmbrățișată, mângâiată, nimic. În toate astea, eu n-o să am. N-o să mai fiu decât un cal de povară. Umplutură la orice spărtură. Dacă știam că așa va fi, aș fi trăit cel puțin înainte, după voia inimii, ca să am ce să-mi amintesc. Acum, toate amintirile mele sunt legate de război. Amintirea lui nu se va șterge niciodată. În rest, totul a și fost spălat și uscat de apele și focurile vremii. Nu mai există. Gata! Nu mă judecați, rău, suratelor.
Mi-au scăpat, se pare, niște vorbe necucetate. Eh, cer să te mai judecăm, Liza. Bucură-te de viață, de vreme ce ești așa norocoasă. Dar ia seama, dacă nu vei trăi cu bărbatul tău în bună înțelegere, să te ferești. Nu te încruța. Noi n-avem nicio vină că bărbații noștri au pierit acolo. Așa e, Natca. N-aveți nicio vină. Noi avem de ce să ne căim soarta. Dar tu, Liza, n-ai de ce. Când se mai termină războiul ăsta? E de acolo, Maximușa. Spune-ne, mult mai ține. Pentru tine, Liza, e gata, s-a terminat. Cum vine asta? Crezi că dacă el e aici, nu mai îmi pasă de altceva? Ai, vorbești și tu, Natca. Să știi că nu trăiesc în pustietăți ca să nu văd decât cei sub ochii mei. Liza. Războiul se va sfârși curând. Știți doar și voi că ai noștri au ajuns chiar pe pământul Germaniei. Dar nu se va mai întoarce frontul iarnei, așa, Maximus, să spune. Nu se mai întoarce. E cu neputință să se întoarcă. Și pe urmă, nu o să îngăduim una ca asta. 4 ani? 4 ani nu-i de glumit. Până și noi aici ne-am cam slei de puteri. Da, după cum arăți, Vasilisu, să știi că nu s-ar zice că ești la capătul puterii. Natca, nu se va mai găsi oare cineva care să-ți mai scurteze limba? Am avut și noi de tras destule. Mie și silă să-mi aduc aminte. La colhoz, mă rog, e munca noastră. Dar când venea iarna și începea zorul la exploatările forestiere, cât voi trăi n-am să uit. Ca să refuz nu se poate. Frontul muncii în ajutorul bărbaților noștri. În primii ani, chiar dacă aveai copii mici, tot plecai. Nastiona, uite, e aici, știe ce mi s-a întâmplat odată. Era zăpadă mare. Căluțul meu s-a lăsat împins la vare, dar la cotitură n-a întors bine și Sania s-a răsturnat. Puțin a rămas să nu dobărești calul. M-a ajuns din urmă Nastiona. M-a ajutat și am pornit împreună, dar eu tot n-am putut să mă liniștesc. Munceam. N-am să mai plâng. Proasta de mine. Orbeți între voi, nu mă mai luați în seamă. La noi, zău, totul e întors pe dos. Am petrecut pe cei ce plecau la război cu cântece și când să-l întâmpinăm pe cel întors de pe front, suntem ca la mormântare. Am ascultat-o destul pe Natca. Mai bine hai să-i zicem un cântec. Hai, Catiușa! Nastenka! Oh, Nastenka, de ce pleci? Nu. Hai, gata. N-am nimic. Gata, Nastenka. Nu pot nici să vorbesc, nici să plâng, nici să cânt împreună cu ceilalți. Abia acum am înțeles că nimic din toate astea nu-mi sunt îngăduite. Orice aș face va fi înșelătorie, prefăcătorie. Sunt singură, singurică între oameni. N-am cui să mă destăinui. Totul trebuie să țin numai pentru mine. Dar mai departe, ce o să fie de aici încolo?
puteai să-mi ieși în cale. Credeam că nu mai ajung. Credeam că mă prăbușesc. De unde era să știu că viași? De unde? Trebuia să știi. Pentru ce era nevoie să pornești pe asemenea vreme? S-a întâmplat ceva rău? Pentru ce era nevoie? Da. Ca să vin la tine. Iată pentru ce. Nu s-a întâmplat nimic. Ești grozavă, zău. N-am știut că poți să fii așa de curajoasă. Păi tu trăiești ca o cârtiță în întuneric. Nici nevasta nu te-o recunoaște. O cârtiță e adevărat, ce-o fi foară? Prânzim? Sau cinăm că nici nu mai știu? Da? Și mă rog, cu ce ai de gând să mă ospătești? Păi o ciorbă de pește aș putea să-ți fac. M-am apucat aici să pescuiesc câte puțin. Știi ceva, Andrei? Las. Tot nu te-ai încălzit? M-am încălzit. Dacă mă gândesc că trebuie curând să pornesc înapoi, mă trec cu ei. Am obosit la culme până să ajung aici. Hai, stai. Stai și te odihnește. Am să merg cu tine, n-am să te las singur. Pot zăbobi mai mult, Andrei. Am plecat așa, într-o doară. Fără să las cuiva o vorbuliță măcar. Te pomenești că mă și caut. Dacă mă întorc în miez de noapte, crezi că mi se trece cu vederea? Și așa nu o razna umblând în miez de noapte. Tata nu te-a întrebat nimic în privința asta? Nu, deocamdată nu. Tace. Dar cum ne-a băgat de seamă până acum lipsa puștii? Curând, toate astea o să înceapă să se lege între ele? Te-ai gândit măcar ce ai să spui când te va întreba de pușcă? De gândit m-am gândit eu. Și? Ce rost mai are să-ți spun acum minciunile pe care am să-i le îndrup? Mă descurc eu cumva de una singură. Ți-e greu așa, Nastea? Nu-i vorba de asta. Sunt destul de voinică. Rezist eu cât va fi nevoie. Poate că ar fi mai bine să nu ne vedem în timp. Ce vorbă e asta? Dar nu mă întreb dacă mie mi-a de odihnă? Și așa, Angara are să se revărțeze curând, apoi până trece viitura, vom avea timp destul să ne odihnim. Nu pricep nimic. Andrei, cred că a rămas grea. Cum? Adevărat? Nastura, e adevărat ce spui? Chiar sigură de tot? Nu sunt încă, da. Niciodată nu mi s-a întâmplat ca acum. S-ar putea să fie adevărat. Păi de ce ai tăcut până acum, Nastiona? Ei, asta da! Acum știu că nu degeaba m-a tras ața încoace. Nu degeaba e voia soartei. Ea m-a mânat, ea a hotărât. Știam, eu mă înțelegi. De aici încolo, fie ce-o fi, chiar mâine poate să mă înghită pământul, numai să fie adevărat, numai să rămână el după mine. E doar sângele meu care dâine în urma mea. Cum însă știu, el prinde viața, Nastiona, o să tragă firul mai departe. Doamne, ca să vezi ce întorsătură, nu-i așa, Nastiona, nu-i așa? S-o fi îndurat poate cel de sus dăruind lumea această fericire. Dar eu ce mă fac? Trăiesc doar între oameni, nu? Ori ai uitat asta? Aș vrea să știu și eu ce le spun oamenilor, ce-i spun mamei tale, ce-i spun tatălui tău. Lămurește-mă, Andrei, te vor arăta dornici sable și ei, cum vine asta, nu crezi? Nu știu, puțin îmi pasă. Sigur, ție ține ușor să dai numere în singurătatea asta. Ce tot spui, Nastiona? Dar tu nu ești bucuroasă? Mă bucur eu, dar ce mă fac acum? Unde mă ascund? Că foarte curând o să sară în ochi. Ții minte cât l-am așteptat, cât am nădăjduit? Ții minte, cum să-mi țin? Ei! Ce-i cu tine, Andrei? Vrei să mă convingi pe mine? Nu sunt eu cea care mă rugam nopți de-a rândul să am și eu parte de un copilaș de la tine? Nu sunt eu care trăiam cu o frică de moarte să nu rămân stearpă? De mii de ori m-am blestemat! Tu n-ai de unde să știi asta! Apoi a venit războiul ăsta blestemat. Iar tu mă întrebi dacă țin minte? Cine să se bucure acum? Cine să cânte, să joace? Nastiona! Dar tu nu exiști! Tu nu exiști, Andrei, nu exiști! Mi-ai poruncit să nu spun nimănui că te afli aici. Dar atunci înseamnă că și copilul, dacă vine, nu-i al tău. De la oricine altul pot să-l am, dar nu de la tine. Nastiona! Și cel mai netrebnic dintre netrebnici poate să mă proaște cu noroi și pe bună dreptate. Ia seama ce faci, Andrei. Ia seama. Îmi va fi greu cu povara pe care o port.
să mă apăr singură de gura lumii. Ah! De soartă, nu te poți ascunde orice ai face. Oricât te împotrivi, se va întâmpla așa cum am hotărât. Ia! Soarta e aceea care m-a scos din focul războiului și m-a mânat încoace. Poate chiar împotriva vrerii mele, numai ca să apuce a ne reuni înainte ca eu să fi murit. Crezi că îmi vine ușor să mă ascund aici ca o fiară sălbatică? Dacă vine însă copilul, dacă naști, voi avea și eu o îndreptățire. Pentru mine e totul, tot rostul meu în viață. Lasă oamenii să nu știe, dar sângele meu va ști că el e al meu. Dar poate că el nici nu vine. Cum? Ți-am spus doar că nu sunt sigur, Andrei. Asta, da. Trebuie să mai așteptăm. Da, dar dacă se arată, să-l lași, să nu-l pierzi. Mântuiește-mi sufletul. În ce mă privește, poți să pierd chiar mâine și să nu te mai tulburi cu nimic. În rest, fă ce vrei, fă cum vrei. Dar eu nu vreau de fel ca tu să pierzi. Ce vorbă e asta? 4 ani. 4 ani am trăit împreună, bine, rău, dar împreună, înțelegi? Alți 4 a ținut războiul. Cu același fir am fost legați. Să fi fost oare totul zadarnic, fără niciun rost? Chiar așa nimic de pe urma noastră să nu rămână? Dar toți anii ăștia în care am fost împreună, n-ai cum să-i prinzi din urmă ca să-i ștergi din viață. Au fost și au trecut. Încetează, Andrei! Încetează! A, te tem de gura lumii? Dar ce-ți pasă? Ce-ți pasă? Oamenii sunt ca și câinii. Cum simt o mișcare mai deosebită? Pornesc la arma! Bineînțeles că vor porni împotriva ta, fără doar ce poate. Doar tu știi cum a fost. Știi că-i copilul tău și al tatălui său bun. Cu asta să te ocrotești, Nastiona. Cu asta să te aperi. E drept. E drept. E drept că nu o să fie ușor. Dar parcă acum îți este. Eu nu mă plâng. Hai, hai, ce să te mai plângi, parcă nu se vede. Hai, Nastiona. E timpul să plec, Andrei. Viscolul s-a întețit și am cale lungă. Pușca lui Andrei. Am căutat-o peste tot și nu o găsesc. Parcă a intrat în pământ. N-ai văzut-o? Am vândut-o, tăticule. Ai vândut-o? Când ai vândut-o? Cui? Mai de mult. Tot voiam să-ți spun, dar m-am temut că ai să mă cerți. Am vândut-o când am dus pe puternicii de la Carda. Te supărase și atunci rău de tot pentru obligațiile alea și am gândit că într-adevăr de unde atâta bănet? M-am luat atunci gura pe dinainte și am scăpat o vorbă, dar bani n-aveam chiar deloc și s-a plădit ca el să vadă pușca și să-i placă și i-am vândut. Ce tot îndruci, fato? Cine a văzut-o? Cine te-a înduplecat? Nu înțeleg nimic. Păi e un om acolo la Carda. Nu-l cunosc, dar țin minte că era în manta militară. Katia Hristova. Nu, al lui Afanasie Hristov. Îl cunoaște, că am văzut-o vorbind cu el și era ca și cum îl cunoștea bine. Mi-a fost oarecum greu să-l descos cine e, cum îl cheamă, dar am căzut la voia mea și gata.
Înseamnă că luase-și pușca cu tine la drum. Da! M-am gândit că dacă le întoarce, ne mă apucă noaptea pe drum. Mi-era cam teamă. Și ai vândut-o, zici? Am vândut-o. Îți arde cumva de glume, Nastiona? Sau e adevărat ce spui? E adevărat. Trebuia să-ți spun chiar atunci, dar am tot amânat de teamă. Și ce crezi când o veni Andrei? O să sară în sus de bucurie și o să ne mulțumească pentru trebușoara asta ta? Sau cum? Când o veni, ne rostuim noi cumva. Am vrut doar să ies din încurcătură, n-am făcut-o pentru folosul meu. Cât ai vândut-o? Păi, pușca l-am dat-o pe bani și pe un ceas. Uite. Ce e asta? Un ceas? Ce? Ceasul putem să-l vindem mai ușor. Omul acela mi-a spus că e un ceas elvețian, greu de găsit și foarte prețuit. Privește-mi aici, e cu trei ace. Pentru meric se luminează. Uite, punctulețele astea dau lumină, încă totul se vede. O pușcă pe un ceas? Grozavă afacere, n-am ce zice. Un ceas e mai ușor de vândut. Pușca are aproape orice să dea aici, da? Ceas? Mi se pare că ție, Nastiona, ar trebui să ți se smulgă ceva șire pentru asta. Să te gândești mai bine înainte de a face un lucru, să nu te repezi la orice năzureală și să te lași dusă de năsproștește. Cui ai să vinzi ceasul? Cine are nevoie de așa ceva? La ce mai umblă atunci soarele pe cer? Pentru Eric se luminează. La ce mi-ar folosi lumina lui? La strivit pătuchii? Îl cumpără Inochin Ivanovici. Sunt sigură că o să-i placă. Împuternicitul pe care l-am dus atunci îmi dădea pe el 2000. Cât ai zis? 2000. Păi și de ce nu l-ai dat dacă s-a găsit un asemenea prost? Bănuiesc eu că face și mai mult. Caut atunci pe altul care să-ți dea mai mult. Să te văd unde îl găsești. 2000. Împuternicitul ăsta al tău, bag seama, și-a râs de tine, iar tu l-ai crezut de adevăratele. Dar să-l lăsăm asta, hai să mergem. Am pierdut o grămadă de timp cu ceasul ăsta al tău. Hai, pune-ți! Mai fericit cum nu se poate, mai bine, mi-ajungi. Ia-mă, tată, din fața mea să nu mai băbi drumul, din Dumnezeu. Hai, ascultă, Nastiona, tu chiar nu știi unde e Andrei. Andrei? Păi de unde să știu? De ce întrebi? Nu știi, vreau să zic. Nu știu nimic. Decât ce știi și ma tale. Doar stăm împreună în aceeași casă, nu? Am crezut că poate mai știi și altceva și nu pot să spun. Dacă e așa, spune-mi numai mie. Nastiona, nu te ferii de mine. Ce vrei să-ți spun? Dacă știam ceva nou, crezi că nu-ți spuneam? Știu tot atât cât și matale mi-e aici. Te-am întrebat numai. Să nu fie cu supărare. Te-am întrebat pentru că în ultima vreme te văd că am schimbat. Cum adică schimbat? De la o vreme încoace parcă nu prea ești în toată firea așa cum te știu. Mi s-o fi părut, poate. Dar nici când nu mi-aș fi închipuit că ai putea, fără să întrebi, să schimb pușca pe un ceas. Așa ceva nu stă în fire, Nastiona. Se petrece ceva cu tine, vatru, se vede că de acolo. Chiar dacă lăsăm deoparte treaba asta cu pușca, parcă trăiești tot timpul cu frica în sân. Mereu ești grăbită. Nu cumva te bate gândul să pleci la noi? Da, de unde? Încotro să mă duc. Stau cu voi până nu mă alungați. Curând se termină poate războiul. Ce ne așteaptă oare? Unde o fi el oare? Nu știu nici eu. Nu te scutesc pe tine, Nastiona. Așa a venit vorba. Ia.
le dă drumul acasă la toți și se întoarcă la mame, la nevește. Chiar pe toți nu îi lasă să plece. De ce să nu-i lași? Pentru că nu se știe ce se mai poate întâmpla. Fără oaste nu-i îngătuit să rămână țara. Da, uite, în războiul celălalt nu și-a mai vestit sfârșitul ca acum. Nimeni nu știa. Și-a isprăvit, nu și-a isprăvit. Deci s-au lăsat de jetmani și s-au apucat între ei la bătaie. Știi? Nu se putea mai rău. Și așa n-a mai venit veștea. Și-au bătut pentru comune, pentru colhozuri. N-am auzit nici o zi liniștită. Și-o fi isprăvit, vreau eu spune, și-o fi isprăvit cu adevărat. Pe cel din Carda, care a dus vestea, l-au îmbătat bine de bucurii. Ieși-mă! Cu toții la treabă! Lume! Ghidă capuș! Ce aveți, ce n-aveți, aduceți totul la izbă. Până la bătaie, tarasură, Mihai. Nu te scărici. Aici, din asta ți-am dețit. De altceva rune, băi, nume la tarasură. Vai, ce zârghit. Vai, ce zârghit. Toți de-al de-a gat, cum sunt gălăgioși de voi mare, dar stai trăznit rău pe toată. Du-te, Nasiona, avem și tarasură. Mai târziu trec și eu pe acolo. Astăzi e păcat să stea omul acasă. Dar și de jos în timiță de una dreaptă, în stându-i. Bine! Ia de acolo! Treacă lumea! Să petrec și tu! Cum să dai tarasurul? Când vine în dușă, să pui pe masă! Cine știe când vine, iar ziua de azi nu se mai întoarce. Aștepta. A sosit, Nastiona, a sosit. N-ai nicio știre de la al tău? Nu, n-am niciun cuvânt. Poate știi matale ceva pe unde o fi. Păi dacă nu știi tu, de unde să știu eu? Dacă știi ceva, Inocenti Ivanovic, nu mi-ascunde. Bine. Că despre mine n-ai nicio grijă, am să-ți spun negreșit. Bine, Nastiona. Uite-o pe Liza. Ce-i cu tine, Nastiona? Ești bucuroasă? Bucuroasă? Îl aștept pe Andrei al tău. Îl aștept. Maxim! Mă bucur că te văd. Nastiona. Vino să te sărut. Care mai urmează? Haideți, dați mă vală cât e Liza Antoane bune. Te arăt eu acum și ca Toane bune. I-am dat voie numai Nastione și numai cu un prumut până se întoarce Andrei. Altele n-au voie. Hai să intrăm. Maxim! Oameni buni. Nu prea mă pricep la cuvântări. Ne-ar trebui un alt vorbitor pe care să-l ascultăm aici acum. Ce se poate spune mai mult când am învins? Păi, n-au fost născocite încă vorbele cu care s-ar putea spune toate astea, nu? Am rezistat. I-am venit de hac blestematului de Hitler. Dar am fost pe front și știu ce s-a întâmplat acolo. Ce să mai vorbim?
Dar n-am fi putut rezista fără voi. Cei de acasă. Să ne ridicăm cu toții, să privim cu ochii larg deschiși ziua de azi și să o ținem minte în vecii vecilor. E, curând se întorc bărbații. Care mai poate să vină? De vera. Care va, tot o să vină. E. După știrile pe care le am, urmează să se întoarcă 6 inși, socotindu-l printre aceștia și pe Andrei Gușcov, despre care nu se știe nimic. Și care sunt ceilalți inochentii? Pe ce nu-i știm care sunt? Ce mai întrebați? Ia stați! Da, pe al meu, de ce nu l-ai numărat? Pentru că tu, Natca, ai primit înștiințare oficială. Și ce dacă am primit? Ești dator să-l numeri. Omul meu se întoarce. Să nu credeți că nu vine. Vine și-ți strică socoteala, auzi? Numără și pe el de pe acum. 7, nu 6. Așa să știi. Atunci înseamnă că și-al meu se întoarce. De-al tău, Vera Orlova, n-am știință. Dar al meu se întoarce. La Brațc. Și că s-au primit 2 înștiințări de moarte pentru același om. Da, într-un fel ucis într-una și alt fel în cealaltă. Și când colo, într-o zi, se pomenesc cu el în prag de a fost sănătos. Păi pe cine să mai crezi, ai? El zice că nu are dreptul să rânduiască oamenii la treaba asta. Ia te uită, am pierdut șnurul de călci. Ia vezi, Naștiona, nu dai cumva de el că ai ochi mai tine. Adineauri îl aveam în mână. Oare unde l-o fi rătăcit? N-aș avea nevoie de ajutor decât pentru 2 geamuri. Celelalte pot să le așezi singur. Dar eu n-aș putea să te ajut, Moș Matvei. Păi de ce nu? Chiar vrei să mă ajuți cu adevărat? Cu adevărat. Să-mi dai numai după aceea barca. Să trec pe ostrov și înapoi. Vreau să dai niște mlajă. Barca noastră zace încă pe mal. La mlajă te ajut și eu. Ce mare scofală. Nu, nu-i nevoie. Mă descurc singură mai pendelete. Cum vrei, Naștiona, cum vrei. Tiii, ce baftă pe mine. Parcă te-ar fi trimis Dumnezeu. Mă gândeam, de cine să mă rog? Fiecare e prins cu ale lui. Atunci, dacă e vorba că vrei să mă scoți din încurcătură, să pornim mâine cât mai devreme, dis de dimineață. Vii? Nu mă păcălești. Vin, sigur, Moș Matvei. La răsăritul soarelui, poate mai devreme. Sunt aici. Dar să nu-i spui lui Maxim că am venit singură de capul meu și am cerut să mă iei de ajutor. Spune că m-ai chemat Matale. N-am niciun chef să merg mâine la Aratna. Mi s-a urât. Mai răsuflu și eu, măcar o zi. Te înțeleg, fii pe pace. Să știi că spun așa cum zici. Încă de dimineață. Am auzit glasul acolo, în capătul brațului, și te-am recunoscut. Mi-am dat seama că vrei să treci din coace. Am stat la pânde toată ziua. Hai, vino să te îmbrățișez. Mă înțeleg.
Încet, ursule. Îți strivești. Ce, nu se vede? E sigură? Da, dar păi ce crezi, că mi-am umplut burta cu păsat? Nu se vede nimic. E, aș, se vede. Parcă s-ar vedea ceva. E sigur. Păi cum? Chiar știu că e băiat. Ce știi tu? Cum poți tu să știi? Pun rămășag pe o fetiță că e băiat. Să-l naști în tipul ăsta. Îl nasc, cum să nu-l nasc? S-a mai pomenit ca plozii să rămână acolo. Da. Andrei, tu nu știi încă. Războiul s-a terminat. Ba știu. De unde știi? Cine ți-a spus? Am auzit salvele voastre de sărbătoare. Da, așa-i. S-au tras multe focuri de pușcă. Află că am acum niște ochi și urechi. Văd și aud cale de o poștă. Aproape că-mi vine să mă minunez de mine însumi. Dimineață voi erați încă pe cursul mare a Angarei, când v-am simțit. Iar când ați ajuns pe făgașul brațului, te-am recunoscut după glas. Din păcate nu ți-am adus mare lucru. Doar un coltuc de pâine și câteva ouă. Atât. Mă temeam să nu se bage de seamă. Nici nu era nevoie. Acum îmi vine mult mai ușor. Taigaua mă hrănește. Aș avea însă mare nevoie de o plasă apărătoare. Volând o să mă năpădească muscăraia și fără plasă mă dă gata. Că bine zici, cum am uitat să o iau? Na, o aduci data viitoare. O aduc? E? Mergem în adăpost. Nu-i prea departe? Cum să las barca? Poate pune mâna care vă... N-are cine. Da. Să-ți iau legăturica cu merindă și să-l leg mai strâns, bat. Războiul s-a sfârșit. Ce ne facem noi de aici încolo? Ce zice Andrei? Nu știu. Dar cine altul să știe? Ceva trebuie să facem. Da? Și ce vrea tu să fac? Nu-i vorba ca aș vrea eu. Dar să stăm așa cu brațele încrucișate sau cum? Spune și tu. Ce avem de făcut? Întâi de toate tu trebuie să naști. Iată ce ai de făcut. Chiar că o fi să mori, trebuie să naști. Faci ce vrei, faci cum vrei, dar numai pentru asta să te pregătești. În asta e rostul vieții noastre. Că despre mine, ce am de făcut eu? Cred că te-ai gândit de multe ori că n-aș fi pățit acolo nici pe dracu. Nu, să nu zici ba. Eu însumi gândesc așa. Mai ales acum când războiul s-a terminat. Poate că într-adevăr n-aș fi pățit nimic. Aș fi scăpat cu zile și m-aș fi întors. Căci dacă pieream acolo, n-aș fi stat acum alături de tine. Nimeni nu știa asta. Iar eu, uite, stau aici. Așa că nu mă întreba, Nastiona. Nu mă îndemna să pun ceva la cale. N-aș putea face decât un singur lucru. Andrei! Așteaptă, nu mă întrerupe. Cum ți-am spus eu atunci, până la vară, nu-i așa? E, uite că vara a și sosit. Ca să dispar... Pentru mine nu-i greu deloc, dar trebuie să fiu sigur că nu pierd în zatar. Vreau să cred că aș putea să-ți fiu de folos, că s-ar putea să mai vii pe aici. Nu de dragul meu, ci pentru tine, ca să-ți ușurezi sufletul. Nici acum nu știu ce m-o fi mânat să fiu aici. Dă naibii totul. Uită de toate celelalte. Toată grija și gândurile tale să fie la pruncul pe care trebuie să-l naști. Copilul e salvarea noastră. Rabdă totul, Nastiona, de dragul lui, ca să-l ferești de orice vătămare. Când o să-ți fie totuși peste putere să mai înduri, treci pe la mine, să vii. Am să te aștept. Doar pentru tine am să trăiesc de acum încolo. Altminter n-am de ce să mai stau aici. Iar dacă vor începe să te hăituiască peste măsură, Atunci îi răpun pe toți până la unul. Dau foc la tot satul, nici pe maică mea, care m-a născut nocruț. Andrei! Nastiona, mă bate gândul să fac un drum spre ținutul Elenei. Ce cauți acolo? Am avut de prin părțile alea un prieten pe Colea Tihonov. Am luptat împreună în război. Un flăcău tare de treabă. Ne-am înțeles amândoi că dacă unul va fi ucis,
celălalt când se întoarce să treacă pe la dânsul și să spună tot ce știe. Ei, da, zic eu, dar dacă ne omoară pe amândoi, așa ceva nu se poate întâmpla, mi-a zis el. Și odată întorcându-mă în zori din misiunea mea de recunoaștere, aflu că în noaptea aceea acolo a fost adus mort. Poate ar fi cazul să mă duc la ei săi. Țin foarte bine minte locul unde a fost înmormântat. Chiar eu l-am îngropat. Ar trebui să mă țin de cuvântul dat și să-mi îndeplinesc făgăduiala. Și în ce fel ai de gând să o faci? Am să mă dau drept unul venit de foarte departe. Stau puțin de vorbă și pornesc înapoi. Când l-am înmormântat, n-am plâns deloc. De una zi însă, mi-am adus aminte și m-au podidit lacrimile. Aici, în singurătatea asta, poți să nebunești atâtea gânduri. Doamne, și ce gânduri! Și îmi zic, n-ar fi mai bine să mă duc și să mă predau? O să capăt ce-am meritat. Și cu cât mai mult, cu atât mai bine. Nu, nu mă predau. Nu. Și nu pentru că m-aș teme de o sândă și de pedeapsa ce mă așteaptă, nu. Dimpotrivă, poate că moartea prin împușcare mi-ar veni acum ca o salvare. Cel puțin o să mă îngroape undeva. Pe când aici, aici, n-are nici măcar cine să-mi ascundă trupul. Asupra voastră nu vreau să cadă nicio umbră. Dacă se află că pruncul e de la mine, te mănâncă de vie. Cu mine s-a zis. Răspund pentru faptele mele, dar tu, tu, de ce se pătimești, Năstiona? De ce? Iar dacă naști, o să aibă și copilul de tras ponoase din pricina asta cât o trăi. Nu, nu mă vredau. Ăsta, ăsta-i chinul meu cel mare, mă înțelegi? Mă cuprinde groaza, Năstiona. Mă cuprinde groaza la gândul că trebuie să mă depărtez de tine. Dacă mai respir acum, e fiindcă mă știu în preajma ta. Tot ce mi-a mai rămas în viață s-a contopit, s-a legat în făptura ta. Înțelegi? Și nu e chip să se dezlege, Năstiona. Nu vorbi așa, Andrei. Ce m-am săturat. M-am săturat să tot tac. Am chef de vorbă acum. Năstiona! Năstiona, îți mai aduce aminte ziua aceea de sântilie? Da. Ci că era zi de sărbătoare. Oamenii nu se plimbau în voie, dar nici nu se lucra. Și trăsnetele, cum cerea datina într-o asemenea zi, se pregăteau să zguduie firea toată. Cerul și văzduhul colcăiau de încărcătură. Ții minte? Cum să nu? Îmi amintesc prea bine. Era chiar în vara în care a început războiul. Tu te lăsasești de contabilitate, da. Și în locul tău venise Inocheni Ivanovici. Tocmai! Apoi ne-am dus la Mazăre. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. La Mazăre ne-am dus mai târziu. Cât despre Mazăre, tu, tu ai fost aceea care m-ai tras acolo. Să știi însă că aș fi mers atunci după tine, oriunde m-ai fi chemat, ca să vezi. Câte lucruri, câte lucruri ne-au răsărit deodată în amintire. Iar acum? Cine zici tu că ești de aici, Andrei? Noi? Cei de acum? Sau cei de atunci? Nu știu ce să zic. Cred mai degrabă că nici noi, ăștia de acum, nici cei de altădată, ci altfel de oameni, cu totul schimbați. Cei de acum, cei de acum suntem chiar noi, Năstiona. Altfel nu mi-aș fi adus aminte toate astea. Ce zici, Năstiona? N-am dreptate? Eu gândesc că n-are rost să păstrăm în amintire și ce-a fost rău. Ba da, ba da, totul trebuie păstrat în amintire. Totul. Atâta doar că răul ca o pată rușinoasă nu se cade a fi pomenit decât la nevoie. Ia spune-mi, Năstiona, de când am apărut eu aici, nu s-a mai vestit de nimeni de la noi din sat că s-ar fi întâmplat ceva, că ar fi căzut pe front? Pe câte știu eu, nimeni.
Ba, chiar sunt sigură că nu au venit în științări. Ultima a fost despre moartea lui Volodea Somov. Volodea? A, da, asta a fost încă în toamnă. Așa va să zică. Dumnezeule mare, cum mă întorc eu acasă fără ele? E singura dovadă că avea un rost să plec cu barca. Andrei, ai cumva briceagul la tine? Da. Hai, hai să nu mai zăpăm. Hai! Hai! Nu faci foc deloc, precum văd. N-am sobă. Poate că n-ar trebui așa. Să ne vedem pe ascuns. N-ar fi oare mai bine să ieși din ascunzătoare și să-ți recunoști vina? Doar există o credință, cum că mai multă bucurie aduce în cerul unul care s-a pocăit decât 10 drept credincioși. Oamenii trebuie să înțeleagă și ei că cel care a căzut odată într-un asemenea păcat greu nu va mai păcătui câte zile va avea. Ce zici, Andrei? Ar fi mai bine în fața lumii. Aș merge cu tine oriunde. Unde te vor duce pe tine, mă duc și eu. Nu mai pot să îndur ceea ce se întâmplă cu noi. Și nici tu nu mai poți așa. Astiuna. Să te vezi numai în ce hal ai ajuns. Ce ai făcut cu viața ta? Cine ți-a spus că te vor împușca? Războiul s-a terminat. Și așa ne-a fost de ajuns atâta prăpăt și moarte. Vrei să scapi de mine, Nastiona? Foarte bine, dă-i drumul. Andrei! N-avea grijă, o să scapi. Ai obosit. Firește cât poate îndura omul. Da, e timpul să-i punem capăt. O să scapi, Nastiona. Dar nu așa cum ți-ai pus tu în gând. Zici că vrei să mă urmezi oriunde? Păi tu știi prea bine că oricum nu vei fi pusă la zid alături de mine. Eu însă sigur ajung acolo. Tu ai să pleci, drăguțo, singura acasă. Ai să pleci având cugetul în păcat. E bine ticluit, n-am ce zici. În ce teală, Andrei! În ce teală, te rog! A, nu te rușine! Chiar eu am să te scap, Nastiona. Curând, foarte curând, nu va trebui să aștepți mult. Uite, n-am de gând să te chinuiesc toată viața. Dacă așa stau lucrurile, chiar și acum pot să o fac fără nicio zăbavă. Angara e colea și nu va fi nevoie nici de o îngropăciune. Chiar din luntra ta mă arunc, iar tu va trebui să-i seama să nu ies cumva la suprafață. Atât! Tot ai de trecut angara la înapoiere. Mă iei și pe mine în luntre. O jumătate de drum te ajut și eu la văslit. De ce vorbești așa, Andrei? Cu ce ți-am greșit? Mă gândeam și eu cum să facem să fie mai bine. Nu ca să te îndemn, ori ca să te zilesc, ci pentru că nu știu cum e mai bine. Am spus ce mi-a trecut prin minte. Iar tu vii cu asemenea vorbe. Pentru ce n-am nevoie! N-am nevoie să fiu îndemnat. Știu bine ce am de făcut. Ți-am spus chiar din prima zi. Chiar de la început. Și n-ai să mă faci să dau înapoi. De la drumul pe care am pornit nu există întoarcere pentru mine, înțelegi? Ajunge! Și să nu mai vii. Tot n-ai să mai dai ochii cu mine. Dar să ții minte un lucru. Dacă spui cuiva că am fost pe aici de mormânt și tot vin să-și cer socoteala, să nu uiți asta, Nastiona. Uite-te la mine un pic, Andrei. Uite-te la mine. Nu te ascunde. Privește-mă și spune. Semăn eu cât de cât cu aceea despre care vorbești tu. Ce e cu tine, Andrei? Nu-i bine așa, omule. Nu se cade. Hai, hai, uite-te. Uite-te binișor la mine. Hai. Sunt eu așa cum spui tu? S-ar putea oare să nu vezi? Adică să nu cred ce cred eu, ci să cred ce-mi spune dumneaei. Bună treabă! Bună treabă!
Nastiona, nu cumva ești borțoasă? Că prea umflat în burtă. Da, sunt borțoasă. Aia, ia te uite, ce rușine, ce rușine, Doamne, maică prezistă, pedepsește-o, pedepsește-o și pe loc. O să vină Andrușa, când culul ea e gata, ia pe desfrânată, nu ți-e rușine, ți-ai pierdut mințele, chiar așa, fără nicio rușine. Oh, să te năputească fierbii în locul acela și în veții veților să nu scap de ei. Sau îmi umbli cu minciuni. Poate că nu e nimic adevărat. Băi adevărat. Ia uzi la ea. Ia uzi la ea ce zice. Băi adevărat zice. Auzi, de parcă asta se și cade să fie. Nu neacă rușinea. Să nu te mai văd în casa asta. Cărâte de aici. Unde ai umblat? Acolo să te duci. Du-ți în casă, Andrușca. Ce-i spune? Pe cine am ținut eu în casă? Ce mai aștepți? Pleacă de aici. Până n-am pus mâna pe vătrai. Să nu mai rămână nici picior de tine în casa asta. Afară, furcată! Să ieși din casa mea! Afară! E, hai! Ce ai rămas, Nastiona, așa pierită în ușă? Mă primești, Natca, să stau în timp la tine? Ce ai pățit? M-au alungat. Pe tine te-au alungat? Păi sunt borțoasă, Natca. Nu se vede? Iute-te! Chiar e adevărat ce spui? Da. De la cine l-ai? Cispravă! Cispravă! Ce să mai vorbim? Cine te-a împânat astfel, soro? Duhul Sfânt. Păi o fi el Duhul Sfânt. Dar e bine de știut cum îl cheamă. Dacă nu-i cumva un secret, bineînțeles. Păi parcă n-am văzut niciun bărbat aici. Ia mai bine spune tu totul dintr-o dată, fără codei și ascunzători. Hai, poate că vreau și eu să-l pun pe sfântul ăsta la încercare. Nu-l mai ajungi din urmă, Natca. Ții minte când a venit pe la noi un împuternicit? Când am semnat pentru obligațiuni, na. Da, și? Și ce mai vrei? Asta-i tot. M-am înhămat calul și ia ca plocul. Ce parcă mult îi trebuie omului când e priceput. Așa e, nu-i trebuie mult. Mult îți trebuie pe urmă să descurcițele. Și ce cu minte te arătai. Ah, la orice vorbă spusă mai de-a dreptul roșeai ca o fată mare. Ah. Și acum ce te faci? Ah? Dacă se întoarce Andrei, te omoară pe loc. N-are decât. Dar ce mă tot ispitești ce și cum? De unde să știu? Spune mai bine dacă pot să rămân o vreme la tine, mă lași sau nu? Ah, rămâi, rămâi, firește. Unde să te duci? Stăm împreună și ne apărăm la o adică. Bătrâna nu ți-o iartă în ruptul capului. Ah, mare curaj ai avut, Nastiona! Nu te văd bine deloc de aici încolo. Te-ai nenorocit, Nastiona! Eh, las, ce să-i faci? Vom trage împreună la carul nefericirii noastre. Eu una m-am deprins cu asta. Și cum, ai plecat de acolo cu mâinile goale? N-ai luat nimic din lucrurile tale? Nu o să le iau mai pe urmă, Natca. Hai, lasă, Nastiona, lasă. Lasă, ne descurcăm noi. Să naști mai întâi și că urmă vedem noi. Ia, zi cel puțin cum îl cheamă. Pe cine? Hai, cum pe cine? Pe cine altul? Pe ăsta al tău care te-a înscris la obligații. Ah, mare crai, mare croc! Ai întrebat cel puțin cum îl cheamă? Nu. Nici măcar numele nu-l știi! Ah, proastă mai ești, Nastiona! Păi pe ce nume declari copilul? Uite ce înseamnă să n-ai habar de treburile astea. Vai. Nu, dar dacă n-ai născut, nu știi, sigur. Copilul trebuie înscris în metrică. Acolo o să te întrebe, pe ce nume? Hai, lasă, nu mai plânge, nu-i nimic. Lasă, născocim noi ceva. Hai până un alta. Îi găsim noi un tată de ispravă.
El e aici, Nastiona. Nu te ascunde, știu că e aici. Nu spune nimănui, dar mie, numai mie, poți să-mi spui. Ai milă de mine, doar-i sunt tată. Fă așa ca să ne vedem măcar o singură dată, una singură și atât. Cea de pe urmă oară să-l văd. Te rog, Nastiona, pentru Dumnezeu, te rog. N-o să ai nicio iertare dacă nu mă ajut să-l văd. Vreau să-l întreb ce nădăjduiește el și pe ce se pisuie. Nu ți-a spus nimic? Deci ce-mi face de râs bătrânețele? Cum a putut să ajungă la o faptă ca asta? Vreau să stau de vorbă cu el. Pune-ne față în față, Nastiona. Pentru Dumnezeu, ajută-ne să ne vedem. Trebuie întors din drumul pe care a apucat până nu s-a ticăloșit încă de tot. Ai milă de mine, Nastiona. Ajută-mă. Și ție o să-ți fie mai ușor după aceea. La ce te gândești, ticule? Ce pot eu să-ți spun? Nu-i nimeni aici. Ți s-a părut numai. Nimeni. Să nu minți, Nastiona. Pe cine vrei tu să duci de nas? Am ținut să ne înțelegem cu binele între noi doi. De unde ai pruncul ăsta? De la el? Parcă nu te știu cum ești cu adevărat. Povestea asta pe care ai născocit-o poți să spui bătrânii muierilor din sat, dar nu mie. Și pușca ai dus-o lui și alte cele i-ai dus. Iată dovada, Nastiona. Ești burțoasă. Ce te faci cu el? Ce te faci? Te întreb. Tată, am trăit cu Andrei 4 ani de zile și nu s-a arătat nimic. Iar matale îmi spui acum că asta-i dovada? Bine. Bine, Nastiona. Păcatul tău să fie. Doamne, se știe doar cât de mult s-ar desfășura firul. Ajunge odată la capăt. Ce bine am avărât Andrei. Nu cad pe nicio îndoială. Cineva s-a luat după mine. Dar cine să fie oare? Mihai sau un străin? Nu mai pot continua drumul. Ce oare mă apasă rușinea asta cumplită? Și față de Andrei, și față de oameni. De unde am putut aduna atâta vinovăție pentru asemenea rușine? Ce ușoară și plăcută e viața în zilele fericite. Și ce amară, chinuitoare este ea în zilele de nenoroc.
De ce nu i-a fost dat omului să-și adune din timp de unele, ca să ușureze cu ele povara celorlalte? Unde erai tu, omule? Cu ce jucărele te încântai când ți se hărăzea soarta? Cum de te-ai învoit la ea? De ce ai lăsat fără pic de chipzuință să-ți fie tăiate pe rând aripile, tocmai atunci când aveai cel mai mult nevoie de ele? Tocmai atunci când trebuia să fugi de nenoroc, nu pe brânci, ci în zbor neîntârziat? Orice s-ar spune, minunat e să trăiești. E înspăimântător să trăiești. E rușinos să trăiești. Aștept cu frica în sân ziua următoare. Să mă simt liberă de tot. Pentru totdeauna. Mai e cu putință după toate astea să privește în ochii oamenilor. Dar va pieri și rușinea. Va fi dată uitării. Și mă va izbăvi și pe mine. Ankara. Asta e fericirea mult dorită. De ce nu am crezut mai înainte că această fericire există? Ați ascultat Trăiește și ia aminte, de Valentin Rasputin. Traducere de Nicolae Gane. Dramatizare radiofonică de Iuliana Grumeza. Distribuția a fost următoarea: Nastiona, Maia Morgenstern. Andrei, Ion Haiduc. Mihaici, Constantin Codrescu. Semionova, Ica Matache. Natca, Virginia Mirea. Maxim, Răzvan Ionescu. Nestor, Corado Negreanu. Liza, Marioara Sterian. Vasilisa, Ruxandra Sireteanu.
Inocenti, Nicolae Pomoje. Moș Matvei, Mihai Mereuță. Vera, Virginia Rogin. Burdac, Boris Petrov. Bețivul, Ion Chelaru. Acordeonistul, Dragomir Dumitru. În alte roluri, Nicolae Călugărița, Magda Vernescu, Mirela Bucur, Monia Pricope, Șerban Georgescu, Marius Florea, George Lungoci, Nicolae Crișu, Dan Bobe, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică, Ani Ștefănescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Cristian Munteanu.